seara, stimați telespectatori, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Ordinea de Zi. Început de săptămână cu foarte multe știri, suntem la sfârșitul primului tur al alegerilor prezidențiale. Peste două săptămâni ne întâlnim din nou, să spunem așa, la vot. Vom vorbi astă seară despre ce s-a întâmplat în Gorj și în țară, lucrurile sunt extrem de interesante. Vom vorbi și de sport, suntem la început de săptămână, lunea o să acordăm mai mult timp pentru știrile sportive și dintr-un anumit motiv, și anume faptul că gradul de interes este foarte mare, cum spuneam, toate televiziunile, posturile de radio promovează în general la începutul săptămânii o emisiune de profil. Noi nu facem una de profil, dar încercăm să ne racordăm și la ce se întâmplă și începem cu o știre foarte interesantă, mai ales că se leagă cumva și de Târgu Jiu, după cum o să vedeți. Și anume, e deja un scandal la Craiova, pentru că Universitatea Craiova, echipa nouă a universității, trebuie să plece de pe Oblemenco, chiar ar trebui cu această etapă, deoarece stadionul va intra într-un amplu proces de refacere, de reabilitare. Ce n-am înțeles eu este de ce neapărat acum, că în noiembrie, decembrie e foarte greu să lucrezi, să faci lucrări. Numai pe la Târgu Jiu se pot face lucrări în perioada respectivă, cu ghilimele de rigoare. Spuneam că partida dintre Universitatea și FC Botoșani a fost ultima pe Ion Oblemencu. Declarația i-a aparținut primarului Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, care a văzut meciul din tribunele bătrânei arene. Antrenorii și conducătorii nu sunt de acord cu această decizie și speră că lucrările de demolare să întârzi o lună, atât cât mai este din sezonul de toamnă. Spuneam că este important pentru noi această știre pentru că e foarte posibil să jucăm la Craiova pandurii să se reediteze un derby al Olteniei în Cupa României. Sunt calificate și Universitatea și pandurii, deci nu este spus deloc să jucăm, să se joace un meci acolo. Iar în varianta că stadionul nu mai există, cum spuneam, în plină iarnă, nu cred că se vor face mare. O demolare se poate face foarte bine și în decembrie, orică-i noiembrie, orică-i decembrie, tot același lucru este. Și în același timp, spuneam că aceste lucruri se vor întâmpla și la Târgu Jiu, pentru că după sfârșitul turului, din ce știu la acest moment, dar dacă n-a mai intervenit ceva, și stadionul din Târgu Jiu va intra într-un amplu proces de refacere. Dar spuneam, la Târgu Jiu mai e o problemă că trebuie să avem și echipă, sau trebuie să redobândim o echipă competitivă. A început bine cu calificarea în Cupa României, poate obține și o victorie mâine și atunci lucrurile se mai rezolvă. Cum spuneam, nu prea pricep de ce în plină iarnă să faci acest lucru. Dar, cum spuneam, o să trecem spre un alt subiect, ori subiectul numărul 1 din această săptămână, de fapt subiectul numărul 1 din această lună. De ce? Pentru că, iată, după o campanie de 30 de zile, s-a terminat cu primul tur, știm deja câștigătorii și ar fi de discutat pe seama lor, acum avem voie, cel puțin încă o zi, două, până la momentul când reîncepe campania electorală, trebuie să analizăm puțin situația și în Gorj și în țară și mai ales situația pentru turul 2. Din perspectiva gorjenilor acum, fără patim politice de o parte sau de alta, eu zic că era normal să câștige premierul, fiind și parlamentar de Gorj, și în același timp având o susținere largă în Gorj, deci peste 50% din voturi, 50,25%, adică în traducere 80.760 de voturi, s-au dus către el din partea gorjenilor în acest prim tur. Adversarul său politic în această, a obținut doar 24%, 24,38%, adică 39.137 de vot. Mai puțin decât jumate. Spuneam că e interesant acest scor la nivelul județului, ceea ce înseamnă că sunt localități unde și am văzut, cred că Bustuchiniu, cu un scor de peste 80% pentru premier. Spuneam, surprinde totuși situația de la Târgu Jiu. La Târgu Jiu, premierul n-a obținut, deci pe colegiul său,
n-a obținut decât 43% din voturi, deci iată cu 7% mai puțin decât pe județ, iar adversarul său, Iohannis, a luat vreo 3% în plus. N-a trebuit să ne mire, pentru că știm că a mai avut pe colegiu și atunci când s-a obținut nou mandat, știți, confruntarea cu Dan Diaconescu și procentul pe care l-a avut acesta. Totuși, mă surprinde, având în vedere că Târgu Jiu nu mai este, sau în orice caz nu este atât, n-a fost atât de mare influența, dar poate ne răspund ce individuiți, de ce totuși acest scor media pe județ. Să înțelegem că e o problemă legată de cum care e prestația autorităților locale. Ceva nu e în regulă, dar poate vom vedea în turul 2 acest lucru. Însă, nu de asta, rezultatele le știți, le vedeți pe toate televiziunile și la nivel național, practic două treimi din țară, deci cu excepția Ardealului și a Banatului, toate celelalte regiuni au fost câștigate de candidatul de pe locul 1, premierul Victor Ponta, care a luat peste 40% din voturi, în timp ce Klaus Iohannis abia a trecut pragul de 30%, o diferență, un ecart de 10%, greu de remontat, dar nu imposibil, bineînțeles, pentru turul 2. Însă aș vrea să mă refer, așa cum le spuneam și telespectatorilor prieteni pe Facebook, aș vrea să mă refer să răspund, să ne punem câteva întrebări împreună, pentru că nu mi se par lucrurile chiar așa în regulă. Un întreg scandal ieri, în sensul că nu e loc sau n-au timp să voteze, e vorba de cei din diaspora, cozi de la Chișinău, la Roma, la Bonn, la Berlin, la Londra, în Spania, pe mai multe orașe, cozi interminabile. Ce o fi apucat pe români să voteze așa masiv, nu știm, dar e foarte bine. Faptul că crește implicarea civică a românilor din străinătate nu e rău pe undeva. Însă stau și mă gândesc la momentul 2009 și ar trebui deja să începem să ne gândim dacă reforma, adică dacă nu ar trebui sistemul nostru electoral să sufere niște reforme. Unul dintre candidații care a ieșit după primul tur, Monica Macovei, avansa ideea votului prin corespondență, adică să poată vota toți de pe oriunde prin poștă. O idee rea, adică dacă, o idee bună, îmi cer scuze, atât timp cât ar putea participa toți românii. Avem vreo câți mai suntem prin țară, sub 20 de milioane, vreo 3-4 la muncă în străinătate doar prin Europa, cu ce mai e prin America, deci cred că ne-am strânge undeva cu drept de vot spre 25 de milioane de români. Atunci am vedea ce și cum, cât de reprezentativă este clasa politică românească. Dar, deocamdată știți că toate partidele s-au fofilat, de la PNL până în 2008, de la PDL-PSD 2008-2009 sau 2009 și până la PDL după 2009 și iar PSD după 2012, n-am reușit să aplicăm această lege. Lege care este pe undeva costisitoare și care poate da naștere la diverse surprize. Și atunci ar mai fi o variantă, aceea în care să facem secții de votare prin toate acestea și cu foarte multe. Acestea costă și costă al naiba de mult. Din ce am văzut eu, un vot în diaspora costă cam echivalentul a 10-15 aici în România. Deci din punctul de vedere financiar. Nu știu dacă ne-am permit. Bun, dacă nu rezolvăm această problemă, cred că cea mai importantă dintre ele ar fi și cea mai simplă. Modelul Greciei. Adică, în Grecia ești cetățean, vrei să te implici în țara ta, nicio problemă, vii în Grecia și votezi. Deci ești la Madrid, ești în altă parte? Nu. Deci ca să fie votul tău luat în seamă, trebuie să vii să votezi în Grecia. Acum, dacă chiar vor să se implice toți cei care se află la Căpșuni sau la alte munci în țările occidentale, pot să vină în țară, pe banii lor, bineînțeles, și totul e ok. Deci cumva trebuie găsit o soluție, pentru că oamenii vor să voteze. Deși încă o dată vă spun, de regulă și în 2009 și în 2004, chiar și mai devreme, diaspora n-a votat în mod masiv și nu erau cozi.
Așa că neimplicarea atunci și o implicare acum, deci e pe undeva și autoritățile, bâlbâielile autorităților sunt de explicat. Însă, asta nu înseamnă că n-ar trebui să plece câțiva, părerea mea începând cu Corlățean și continuând cu Stanoievici, cel care răspunde de relațiile cu... El treia să știe, să anticipeze, bă, mie îmi vom veni la voi câteva sute de mii de români. Și atunci tot ar fi ok. A da o politică, vezi, Doamne, cum a apărut acum, cum o exploatează o parte a șichierului politică, vezi, Doamne, puterea a bâlbăit o intenție, puterea cea care are guvernul sau cea care a organizat ale puterea executivă, ar fi bâlbâit-o tocmai în ideea să nu voteze prea mulți că se schimbă procentul, mi se pare forțată. Și să vă spun de ce. Gândiți-vă că diaspora votează în jur de 1%, per total. Și nu toate voturile se duc spre, să zicem, opoziție în cazul acesta. Atunci, unde ar fi problema? Păi problema e 2009. Nu spunem, dar avem o problemă mare legată de 2009. Mai țineți minte cine a câștigat alegerile în România în 2009? Da, Mircea Joan. În România Mircea Joan a câștigat. Diaspora a venit cu cele 60.000 de voturi ca să facă diferența. Păi bun, cine a votat? Reprezentanții diasporei. Bun, și aici. Păi reprezentanții ăștia nu trăiesc în România. Deci ei n-au fericit cu ghilimele de rigoare cu Traian Băsescu și i-a durut în cot. Deci noi am fost în situația obligați să suportăm tot acest regim dur de după 2009 fără probleme pentru că au votat alții pentru noi. Vi se pare corect? Ăla care lucrează în fabrici și uzine prin Germania sau prin Anglia, indiferent cine-i președinte la București, același lucru. Pentru altul, cel care stă în țară, indiferent că e asistat social, că lucrează, e bugetar sau miner la rovinari, nu e același lucru. Pentru că președintele poate să-ți vină, cum a venit în 2010, și spune, din acest moment se taie 25% din salarii. Ce contează că mai se putea pune o altă taxă și nu se tăia din salarii? Dacă președintele a vrut și are guvernul de partea lui, atenție, putea să fie acea asemenea situație. Deci, în esență, votul celor din diaspora poate fi și toxic. Pentru că ei nu-și asumă niciun risc. Doar riscul votului. Eventual, cum vedeam o cucoană ieri la nu știu ce post de știri, spunea, nu, domne, eu am venit aici să votez, am două ore, m-au lăsat de la servici ca să votezi. Și când o întreabă reporterul de câte ore stă la coadă, spune că stă de 5. Deci, probabil că numărul de sau timpul nu este la fel la noi și în Italia, că parcă în Italia era problemă. Nu, ce vreau să spun. Au dreptate oamenii ăia care au vrut la vot și funcționarii noștri, pentru că aici e problema, și o să venim și aici la prefectură, la Gorj, la ce se întâmplă de atâtea alegeri și noi spunem, mamă ce bine se mișcă cei de la Gorj, dar în fine, o să ajungem acolo și ne întoarcem acolo. Funcționarii au forțat lucrurile. Ce s-a întâmplat? Foarte simplu. Mii de oameni au cam fost luați în bășcălie, deși se putea foarte bine ca acele declarații ale oamenilor din de acolo, deși, atenție, sunt niște probleme de acte, n-au rezidență, sunt foarte multe chestii complicate sau erau în trecere. Bun, dar nu contează asta. Declarațiile alea puteau fi foarte bine completate afară și doar semnate în interior. Ce ne împiedica să facem acest lucru? Care era problema? Sau am dorit doar, și aici poate fi și o variantă a unei părți din clasa politică care spunea, nu domne, ăștia sunt ambasadorii lui Băsescu care au vrut să facă ceva. Nu cred nici în această teorie, mai degrabă, vă spuneam, sunt funcționarii noștri trimiși acolo pe pile în general, pe alte criterii decât cele de competență, care își dau cu stângul în dreptul la fiecare ocazie. Și de aici o întreagă isterie că n-au putut să voteze cei care au vrut, nici la Paris, nici la Madrid, nici peste tot. Dar atenție, au votat mai mulți și la Paris, și în Germania, și în Republica Moldova decât acum 5 ani. Deci nu prea stă în picioare variantă. Plus că, iată, apropo de Republica Moldova, a avut un alt câștigător decât se anticipa. Bun, ce vreau să spun și cu asta o să trec, să spunem așa, la un alt subiect. Faza este că
Votul din diaspora trebuie respectat. Dar a ne hotărâ cei de afară soarta în România nu mi se pare corect. Spunem și venim la televizor și spunem, da, domne, dar ăștia țin România. Da, e adevărat, trimit foarte mulți bani în țară. Dar e un duș întors. Nimeni nu spune, da, vin miliarde poate de euro, așa veneau, nu știu cât mai vin acum, dar miliarde de euro, vin în țară aduse de acești oameni care lucrează în condiții întotdeauna foarte bune, lucrează în Occident. Bun, ar fi de întrebat cum vin acești bani. Pentru că tare mi-e frică că acești bani alimentează și economia neagră. Vin nefiscalizați, vin neînregistrați de foarte multe ori, vin cu autocarele, cu toate celelalte, nu trec neapărat prin bănci. Și dacă trec, e cu totul altă problemă. Însă, nu cumva are și efect de bumerang. Eu poate la Târgu Jiu, poate vreau să cumpăr un apartament care l-aș cumpăra în mod normal, să spunem așa, dacă ar fi să ne raportăm la puterea de cumpărare a celor din țară, poate că l-aș lua cu 50-60 de mii de lei, adică vreo 500 milioane de lei vechi. E, vreau să spun că eu concurez ca să cumpăr apartamentul respectiv cu o rudă, cu sora, cu fratele, cu iubita unuia care lucrează în străinătate, care oferă pe apartamentul respectiv un miliard și. Da, deci automat săltăm prea pentru că au și disponibilitatea. Tu din România nu o să poți ajunge la salariile de sunt în România, nu o să poți niciodată să obții o sumă de acest gen. Ăla o obține, cu sudoarea frunții, nu neg asta. Deși s-au mai văzut cazuri că mai merg și la fura, nu numai la muncă în străinătate, dar nu asta vreau să vă spun. Deci, în esență, ideea că acceptăm orice de la cei de afară, fie ei români, pe ideea că ei vor țin România, spuneam că este o teză falsă. E adevărat, România are nevoie de bani, are nevoie de euro și, per ansamblu, e nevoie de ei. Dar nu a ne hotărâ soarta. De aici spun pentru că ponderea celor care votează de afară nu este foarte mare și n-ar trebui să fie un capăt de țară. Reprezintă 1%. Reprezentând 1%, nu ar trebui să discutăm acum foarte mult. Că nu suntem în stare, țară în Uniunea Europeană, să organizăm asemenea alegeri, e cu tot o altă discuție și cred că ar trebui luate măsuri. Problema e, unele luăm la Ministerul de Externe, cum spuneam, ambasadori și alții, sau structura MEAE-ului, sau în cazul bâlbâierilor și de la Biroul Electoral Central. Și pentru că tot veni vorba de alegeri, vedeam astăzi, sau auzeam pe un post de radio, cum se mândreau autoritățile gorjene cu organizarea ireproșabilă a alegerilor. În ansamblu, da, să știți. Față de alte județe, e ok. Sunt câțiva și în prefectură și în alte, știu ce au de făcut. Însă, dumneavoastră știți și spuneau și astăzi, cei care au predat, care stau și veneau cu saci de voturi, cu numere de ordine, știți cât a durat? Dar știți de ce? Pentru că sunt câțiva funcționari care îi tot prelungim acolo, care n-au ce căuta și care pun diverse probleme. Deci nu-i interesa, atenție, numărul de voturi, pardon, nu-i interesa procesele verbale. Aveai totul, dar era că lipsea nu știu ce autocolant, lipsea un autocolant care se desfăcuse. Sau, atenție, la Gorj au fost întorși să-și refacă situația, pentru ce? Că nu existau două liste de acelea suplimentare, a fost scandalul prin București că nu existau prin anumite secții de votare și care fuseseră la Xerox multiplicate, s-a putut peste tot în județ, logic, pentru că era, deci nu erau cu regim special, nu existau două pagini sau o pagină de genul acela. Pentru atâta lucru e o problemă. Deci dacă vezi doar așa, poți să n-ai. Norocul e că la Gorj a mers totuși nur, s-au numărat voturile, le avem, sunt... Știm și cine a câștigat, dar puteau să se rezolve și mai simplu, fără atâtea probleme. Pentru că noi avem o mare problemă și la Gorj și în țară. Ajung președinți, chiar și locțiitori, juriști, în general, mare parte juriști. Dar atenție, juriști care n-au profesat niciodată. Șomeri în mare parte. Deci, dacă vă uitați la locurile de muncă, sau ați face un sondaj, ați vedea că foarte mulți dintre ei nu lucrează nicăieri. Nu găsesc să lucreze.
de foarte multe ori e și inflația de juriști și nu avem unde să-i băgăm. Avem o facultate la Târgu Jiu, nu avem unde să-i băgăm. Dar, de multe ori, să știți că nu lucrează și pentru că n-ar putea să profeseze în domeniul ăsta sau chiar în domenii înrudite. E, și ăștia răspund de alegeri. De aia apar problemele. Deci, cred că ar trebui și aici, apropo că tot avem alegeri din ce în ce mai mult, cred că ar trebui discutat puțin, eventual să facem, nu știu, un test general de cultură generală pe, nu de cultură generală, de cultură pe alegeri, de, pe legislație, pe ceva, să putem înțelege ceva. Pentru că altfel ne vom trezi totdeauna că avem începători care prind cum prind și tot așa. Și ar mai fi o problemă. O problemă care deja a început să, am văzut prin presă a ultimilor zile, naște, a ieșit un întreg scandal, bine, a planat până la urmă, dar care nu e în regulă. Și anume, noi facem diferență, ca să nu plătim acel drum, acea navetă, ceea ce nu e până la urmă un capăt de țară, dar să spunem că din cauze, din rațiuni financiare facem asta, ar putea să, în unele localități, ne trezim că sunt aceiași președinți de secții de votare de foarte mult timp, cam de când s-a modificat legislația, pentru că din comuna respectivă nu se înscriu decât doi care sunt juriști, să zicem, și ai două secții de votare sau una. E, cred că ar trebui ca pentru președinte și locțiitor, cum era odată și nu erau atâtea probleme, să-i lași, adică să fie la general și să cadă cum nimere, cum se nimere la acel sistem electronic. Altfel, vom avea situația în care primăria nu știu care, că au fost citate câteva primării de acest gen într-un articol din presa locală, trimite, deci sunt trei, să zicem, care ai trei secții de votare și eventual trimis 6 oameni pentru care știi că indiferent cum vor cădea, tot aia sunt. Și atunci zicem, uite, ăla a mai fost la alegerile trecute, a mai fost la... Păi da, pentru că aia sunt, se alege tot din aia. Dar dacă ar fi la general, sigur n-ar mai pica așa și am evitat foarte multe surprize. Bine, bănuiesc că, și spuneam mai devreme, cei care au fost odată de 26 s-au descurcat, sigur, o fac și acum fără probleme. Deci, organizarea alegerilor, cred că s-ar putea corecta puțin și ar fi mult mai bine așa, am evita surprizele. Pentru că, cum spuneam și la ultima ediție, Ordinea de Zi, noi avem obiceiul să spunem, să creăm. S-a și încercat, o televiziune națională a încercat sâmbătă seara, apropo CNA-ul, cred că ar trebui să intervină, pentru că sâmbătă seara, deși nu mai era campanie, se spunea în clar numele candidaților, că va fi o mare fraudă, că nu știu ce. E, televiziunea respectivă ar trebui să suporte consecințele legii, da? Pun pariu că nu se va întâmpla nimic. Pentru că e campanie, e nu știu ce, sau va fi din nou campanie, nu facem un scandal din chestia asta și toate cele. Bun, mă întorc. Cum spuneam, s-a încercat o manipulare de genul care s-a mai petrecut și prin 2004, chiar și în 2009 la urmă. Se pregătește o mare fraudă, se face nu știu ce și nu știu cum. Din ce am văzut eu, nu s-a întâmplat nimic. Ba din contră, să zicem așa, reprezentantul justiției, cu ghilimele de rigoare, fostul ministru Monica Macovei, candidat, a dezmințit chiar ea o asemenea posibilitate. Și eu cred că oamenii legii și-au făcut datoria de vreme ce n-au existat probleme deosebite. A existat un amețit de președinte de secție de votare care a pierdut o ștampilă, la noi în Gorj, vreau să zic, și cam atât. Am mai avut niște buletine de vot lipsă pe unde au mai fost. Am mai avut oameni binevoitori care au cărat oamenii la vot prin toate localitățile. Chiar la nivel de țară, poliția spunea că au oprit vreo 1500 de mașini sau ceva. Nu, se practică chestia asta de a le facilita oamenilor votul. Dar nu văd care ar fi problema. E ilegal, de acord. Dar ce folos dacă eu îmi duc vecinii la vot pentru că ei n-au cu eu? Sunt bătrân, n-au cu ce ajunge, n-au mașină și secțiile de vot sunt la o anumită distanță. Care e problema? Deci nu văd unde ar fi problema de ce gen, dar se practică. Bine, sunt și alte probleme legate de alegeri, să nu credeți că sunt alegeri perfecte. Și în România nu cred că au fost alegeri perfecte niciodată, dar ele nu influențează pe ansamblu rezultatul final. Deci eu cred că rezultatele au fost pe bune, la informațiile care le avem până acum, dacă ne va contrazice justiția în sensul că au descoperit și alte lucruri, cu atât mai bine. Dar vă spuneam, la informațiile care le avem până acum și care au fost publice, deci fără, nu cred că sunt probleme
deosebit. Abandonăm acest subiect al alegerilor, vom mai vorbi și cu siguranță următoarele două săptămâni o să trăim la nivel foarte intens această competiție în doi, pentru că bănuiesc că și unul și alții dintre candidați au păstrat în buzunare un arsenal foarte puternic de arme, pentru că vor face orice să câștige. Vreau să vă spun că vom afla în aceste două săptămâni, cu siguranță vom mai discuta și de dezvăluiri, probabil și de anchete ale DNA-ului, ale justiției în general, centrate pe un partid sau pe altul, dar să știți că au rămas în competiție cele două grupări care au cei mai mulți oameni cu probleme, cu dosare. Deci așa că, în egală măsură, s-ar putea ca această campanie în doi să se scrie, dacă nu se vor face, cu siguranță se vor face dezbaterile acelea față în față, dar dacă nu vor fi, sau dacă vor fi, să se discute de pe cine a mai arestat de la tine sau de la tine. Pentru că parlamentarii noștri, și nu numai parlamentarii, oamenii politici afiliați acestor partide, au probleme, au dosare. Foarte multe. Deci, cred la acest moment că sunt... Și de la o parte și de alta sunt câteva echipe de fotbal și dintr-o parte și din alta, cu rezerve cu tot. Te poți să meargă spre DNA, parchetul general sau sunt deja într-o fază avansată și poți să primească sentința definitivă. Nu mă bag acum la posibile alianțe, dar poate să negocieze fiecare cu fiecare. Avem acum variante, un candidat spune, eu nu vorbesc cu nimeni dintre candidați, corectă poziția până la un punct, în sensul că nimeni n-are voturile în buzunar. Dar e mai logic să spui unuia dintre contracandidații care a ieșit, mă, sprijină-mă și anunță public asta, pentru că vă spun, ia gândiți-vă momentul și 2009 și 2004. Unul din rezultate a fost datorat și lui Corneliu Vadim Tudor, tribunul nostru, care a anunțat sprijinul pentru altcineva. Bine, atunci avea o zestre electorală majoră, acum la zestrea sa de voturi nu prea mai poate influența. Deci orice e posibil, așa că stați cu mare atenție, priviți tot ce se întâmplă și luați hotărârea cea mai bună, indiferent care va fi ea. Dar cu siguranță trebuie să fie una, o decizie, aceea de a merge la vot. Pentru că dacă nu votați dumneavoastră, e posibil, știți cum spuneau cei care au fost târnuiți pe la București acum cu să fie anchetați pentru votul de la referendum, dacă nu votezi tu, e posibil să voteze altcineva pentru tine. N-a prea fost așa, dar în esență aș vrea să vă spun un lucru, așa cum spunea și președintele tuturor românilor, că să meargă toată lumea la vot. Eu zic că cu cât participarea e mai mare, președintele e mai reprezentativ. Una e să iei 50% plus 1, dar cu, să zicem, 5-6 milioane de voturi, nu e posibil, mă refer ca procent, dar din cei care participă la vot, și alta să ieși președinte al tuturor românilor cu 10 milioane de voturi sau poate mai mult. Contează enorm să ai legitimitate. Bine, nu o să ajungi niciodată la cele 18 milioane, că v-am spus, nu, acele 18 milioane nu există în țară, în momentul de față, părerea mea. Însă mai e un lucru, și anume, nici să sărim calul, încă o dată spuneam, și să ne trezim că în diaspora facem nu știu câte secții de votare și o să voteze cu sutele de mii. Și apropo, s-a întâmplat ceva în regie, în complexul studențesc. E o acuzație pe care am văzut-o, inclusiv pe Facebook, aceea că cineva a dat 20-50 de euro pe un vot. Adică pe mai multe voturi. Deci ar cam trebui anchetată aceea situație, să nu o lăsăm până după turul 2, cum cred că se dorește o idee de genul acesta. Mergem, cum spuneam, mergem mai departe și vorbim și despre alte evenimente importante. Apropo, mai sunt alte evenimente importante în afară de alegeri? Toată lumea, toate televiziunile discută la acest moment doar de duelul Ponta-Iohannis și cum se va sfârși el. Eu aș zice că sunt și alte evenimente foarte, foarte importante și mă refer aici numai
numai la cum s-au împărțit alegătorii sau chestii de acest gen, ci la faptul că se întâmplă și alte lucruri. Românii trăiesc, România trăiește și neapărat fără a ști rezultatele la alegeri sau a fi influențat de acest lucru. România trebuie să meargă mai departe. Într-o țară democratică, lucrurile trebuie să meargă normal și să nu fim afectați doar în sensul pozitiv, adică să mergem la vot, dar nu să se oprească tot, cum spuneam și într-o altă emisiune, că avem alegeri. Acum mai e o discuție tot legată de alegeri, deși, și să știți că am mai fost și altă dată, dar mie nu mi se pare deloc anormală, marile semne de întrebare ale alegerilor. 10% din voturi au fost în secții speciale, de unde au venit turiștii care au votat în Ilfov, Giurgiu, Mehedinți, Olt și Călărași. Stați puțin, că nu e așa. Noi, de fiecare dată când avem chestia asta, nu, domne, au fost turiști, au fost în turism electoral. Nu. Avem o problemă și este și la Târgu Jiu și peste tot. Noi avem oameni care au domiciliu, să zicem, la Târgu Jiu. Dar în weekend, oamenii respectivi se duc la țară. Au încă o perioadă în care se mai fac munci agricole sau încă se mai strânge recolta de pe câmp. Oamenii respectivi au fost în zona rurală în momentul acela. Normal că n-au venit să voteze la Târgu Jiu. Au venit spre Orele Serii sau chiar în dimineața aceasta, luni dimineața. Deci, în condițiile astea, au votat în zona rurală. Ăla nu-i turist. Și sunt foarte mulți așa. Noi, în România, este, deși avem orașe, centre urbane importante, România e o zonă rurală în sâmbăta, duminică, în sensul că se merge foarte mult la țară cu foarte mulți. E, și în această situație de a-i face turiști. Și uitați, e vorba de zone agricole. Ilfovul e zona agricolă. Giurgiu, la fel. Mehedințiu, Oltu, chiar și Călărașul. Asta nu exclude că s-ar putea să se facă și lucruri necurate. Dar cum vă mai spuneam, puneți, domne, camere de supraveghere. L-ai spus la toate examenele naționale. Faceți un efort și puneți camere de supraveghere în fiecare secție de votare. Ce ar mai fi problemă? N-am mai avea discuția asta. De ce nu se dorește acest lucru? Asta ar fi de discutat. Dar știți cum e, că așa se face de fiecare dată. Cei care sunt în opoziție arată spre putere, ajung ei la putere și arată tot, și ai din opoziție arată atunci și tu la fel. De fiecare dată avem aceeași situație și nu putem să facem mare lucru, niciun pas înainte. Mergem. Bine, vreau să vă spun că se spune că pe la unele partide și-au început să-și dea în cap după alegeri, nu au fost foarte încântați de rezultate, s-au și cheltuit foarte, foarte multe lucruri. Vă promiteam să mai vorbim și despre sport, fiind luni seara, și am o chestie pe care s-ar putea ca mulți telespectatori să nu fie de acord cu mine, dar vreau să o spun de foarte mult timp. Avem o știre. Adrian Stoica, președintele Federației Române de Gimnastică, declară astăzi că Octavian Belu și Mariana Bitang și-au clarificat lucrurile și sunt înapoi la treabă. Adică s-au întors în fruntea lotului olimpic, lotului național de gimnastică feminin. Bun, o veste bună, toată stima și pentru Octavian Belu și pentru Mariana Bitang, dar, mă frate, de vreo, și sunt mulți ani de atunci, noi nu avem știri decât că Belu pleacă de la națională, că vine la națională. Ca și de soția nouă, bine, nouă de câțiva ani, Mariana Bitang. Păi bun, haide să facem ceva în chestia asta. Deci când se supără, pleacă, nu merge la niște competiții, după aia revine de fiecare dată. Nici n-au prea fost, se pare, oferte prea multe de la alte țări, deși are o carte de vizită impresionantă. Cu siguranță este un antrenor bun, Octavian Belu, dar parcă e prea mult, adică această telenovelă, pleacă, vine, pleacă, vine, a ajuns deja la cote. Vă aduceți aminte de câte ori a făcut chestia asta? E adevărat că poate nici nu-i dă, și cu siguranță nu este plătit, nu îi se oferă condițiile de trebuie pentru un antrenor de această talie. Dar de aici și până la a face chestia aceasta de a fi permanent ba plec, ba vin, nu cred că e bine nici pentru sportul
românesc și cu siguranță nici pentru tinerele gimnaste. Sunt, cum spuneam, ar trebui rezolvată această situație. Mergem mai departe. Vreau să vă spun că poate v-ați arătat surprins că n-am zis nimic de DNA astăzi. Sau nu, l-am amintit doar colateral. Să știți că n-au stat degeaba. Nu? Și astăzi au avut descinderi. Sau, ca să fiu mai corect, DNA continuă ancheta în dosarul închirierilor spațiului de aeroportul internațional Traian Voia din Timișoara și a chemat niște parlamentari de Timișoara, ai PDL, i-a chemat la audieri, printre care președintele Consiliului Județean, care e deci președintele, și doi deputați, Alin Popoviciu, îl cunoaștem de pe la televizor, și încă unul mai puțin cunoscut, cel puțin de către noi. Apropo de ce se întâmplă la acest moment, apropo de știrile celelalte, să știți că cu alegerile astea s-a estompat un alt lucru, o altă problemă care se tot întâmplă în România și n-ar trebui să se mai întâmple, și anume, aflăm din nou, deci directorul maternității din Ploiești a dimisionat după ce o femeie însărcinată, care nu a fost internată, a născut în taxi un bebeluș mort. Știți știrea de la Ploiești, dar se întâmplă peste tot. La acest moment, deci e vorba de maternități și chiar și la Târgu Jiu, am mai avut cazuri, s-a făcut ce s-a făcut, n-a pățit nimic medicii respectivi și dacă ești în această situație, trebuie să scoți bani grei din buzunar ca să beneficiezi de servicii de stat, atenție, la Craiova, la București, Timișoara sau altceva. Din câte știu eu, dacă mergi la o clinică privată, te duci undeva la 3-4 mii de euro, o sumă minimă. Dacă te duci la stat, te costă tot pe acolo cu controle, cu tot, dar la stat. Deci la servicii mult mai proaste, tot așa, un 2-3 mii de euro trebuie să-i dai. Doar că mulți români nu-și permit aceste sume. Și atunci, nu se întâmplă absolut nimic. Poate că să facem ceva la când se mai întâmplă aceste lucruri. Și măcar maternitățile să le securizăm din alte motive. Suntem tot mai puțini. Anunțau, chiar am văzut în zilele acestea, prioritate ar fi natalitatea. Păi da, și totul e gratuit sau ar trebui să fie. Dar în momentul când ai 100 de milioane sau mai bine pentru o naștere, e cam greu să stimulezi natalitate. Și așa te duci într-o maternitate, poate chiar la Târgu Jiu sau în altă parte, cel puțin așa era, și nu se uită nimeni la tine. De-aia apar problemele acestea. De-aia femeia aceea nefericită a trebuit să plece de la Ploiești, că nu băga nimeni în seamă. Probabil n-a dat. Deci, nu neg și nu e absolut la salariile care sunt și ale medicilor, poate e normal o atenție că te simți tu bine și o dai. Dar a condiționa actul medical de această sumă, care nu e deloc mică, nu e deloc normal. Și cred că unii dintre medicii respectivi ar trebui să înfunde pușcăria. De fiecare dată când apare câte un caz de genul ăsta, o să vedeți în câteva zile că apare și o chestie de genul ăsta, medicii români pleacă în străinătate, nu mai vor să rămână că sunt prost plătiți. E adevărat, ar trebui să corectăm acest lucru. Dar asta n-ar trebui să-i salveze pe ei. Să suporte consecințele legii. Deci, sunt stat în stat, în momentul când greșesc, colegiile medicilor sunt un fel de sindicate și tot așa. Cum și CSM, apropo, dacă trecem la justiție, și CSM-ul e tot un sindicat pentru magistrați. Dar, în fine, trebuie spus că sunt și alte lucruri extrem de interesante care s-au întâmplat în ultimile zile, dar sau suntem după un weekend, însă n-aș vrea să vă prezint decât câteva lucruri și despre județul Gorj, pentru că ne aflăm pe final de emisiune. Mai întâi ar fi o chestie foarte foarte interesantă. Și anume, ne tot lăudăm de ceva timp că
Gorjul face și drege în domeniul securității rutiere, că e preventiv, că de-aia sunt polițiști pe stradă, că nu știu ce. Bun, dar accidente avem din ce în ce mai multe. Știi cel nefericit de ieri de la Piștești? Deci cred că ar trebui lumea în stradă și ăsta, dar decât ai pândi neapărat cu radarul prin boscheți, cred că ar trebui să fim mai preventivi, mai prezenți în trafic, dar nu neapărat cu amenda. Spun acest lucru pentru că, și asta vă spun din experiență proprie, dar am vorbit și cu alții care se fac așa, trebuie să mergi, deci ai control de regulă, să zicem, pe traseu spre Câmpul Mare, Polovragi. Știi de regulă că la Scoarța este poliție și este în general radar. Bun, mergi foarte, deci trebuie să mergi undeva la 40-50 la oră, că nu mergi ceilalți, chiar dacă ai vrea tu, să spunem, să mergi puțin mai mult, că te poți duce spre un 60 sau sunt porțiuni care ai limita chiar mai mare, însă trebuie să faci până acolo jumătate de oră pentru că nimeni nu depășește. După ce ai trecut de controlul respectiv, oricare, bași piciorul în mașină ca să recuperezi timpul pierdut. Nu mi se pare deloc în regulă acest lucru, pentru că dacă ai avea anumite, să spunem așa, jaloane pe care să trezi sau ai face anumite controle într-o anumite zone, cred că s-ar putea evita lucrurile. Evita de a bloca această circulație. Bun, și încă ceva, educația rutieră sau prevenția se poate face și altfel, nu doar cu amenzile. Acum am o altă problemă, apropo, și asta e un semnal pe adresa poliției rutiere. Suntem în orașul care e blocat la acest moment, cum este, de lucrări. Dar se circulă ca, nu știu, Papua Noua Guinee are circulație, are parte urbană, nu știu asta, dar vreau să vă spun că nimeni nu mai respectă semafor, nimeni nu mai respectă trecere de pietoni, totul e făcut după cum îl taie capul pe fiecare, cine prinde. Deci, dacă tot avem lucrări, poliția rutieră, poliția locală, care are și un serviciu rutier, ar trebui să fie mai prezentă în stradă, nu mai la dirijare, ci să și observe pe cei care încalcă legea. Să știți că la Târgu Jiu, în momentul de față, orașul e o junglă și trebuie intervenit. Până nu avem accidente foarte grave și în interiorul orașului. Că ați văzut, din nefericire, cazul acela grav de la Scoarța și mai sunt și altele care s-au întâmplat în ultimul timp. Sperăm că semnalul nostru a fost recepționat. Vă spuneam, sunt și alte lucruri. Ne întâlnim și mâine seară cu știri din Gorj și din țară și vedem ce ni se întâmplă și de ce ni se întâmplă. Până atunci, mulțumesc pentru atenție. La revedere!